Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Credeți că lumea în care trăim se află în criză? Aceasta este prima întrebare din cartea Criza timpului nostru, o carte care se află acum în lucru, sub semnătura profesorului dr. Vasile Boari de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specialist în filozofie și etică politică, chiar acum în dialog cu noi prin telefon. Mai întâi, ce v-a determinat să scrieți o carte cu această temă, Criza timpului nostru? Da, cred că termenul de criză a devenit în ultimele decenii un termen cheie pentru înțelegerea problemelor lumii în care trăim, a lumii postmoderne, dacă vreți. Termenul de criză a devenit un fel de gramatică cu ajutorul căreia putem încerca să descifrăm principalele fenomene, principalele tendințe, principalele contradicții ale lumii noastre. Și în special este foarte uzitat de către guverne când ceva nu merge bine, criza este de vină. Da, doar că guvernele se referă în principal fie la crize politice, fie la crize economice. În viziunea mea, ideea de criză este mult mai largă, vizează de fapt ceea ce vom încerca să numim în acest dialog o criză totală. O criză care vizează absolut toate aspectele vieții, ale existenței sociale și așa mai departe. Deci înainte de a vorbi despre această criză totală, înainte de a vorbi despre această criză totală, v-aș ruga să faceți o scurtă trecere în revista a cărții pe care o aveți în lucru chiar acum pentru ascultătorii noștri. Da, acum încep cu o întrebare care poate părea elementară. Se află lumea în criză dintr-un capitol care se numește O lume în criză. Și prima întrebare pe care mi-am pus-o și pe care am încercat să o rezolv este aceasta. Se află lumea în criză. Ma, sigur, privit așa de la distanță, întrebarea poate părea pur retorică, pentru că, așa cum ne îndeamnă Malcolm Muggeridge, un autor britanic cunoscut, un jurnalist britanic cunoscut, un autor de cărți, este de fapt cel care a lansat-o cumva pe Maica Tereza, a făcut-o cunoscută. Ei bine, Muggeridge spune că e de ajuns să aruncăm o privire în jurul lumii pentru a ne da seama că ceva merge foarte prost în această lume. Autorul britanic se referă în principal la lumea occidentală, la civilizația vestică, dar e evident că evaluarea lui, judecata lui, afirmația lui se potrivește lumii în ansamblul ei. Deci de aici am pornit, de la această întrebare. Acum, sigur că articularea unui discurs științific despre criză presupune un anumit algoritm, adică presupune niște pași pe care, să spunem, specialistul în criză este cumva obligat să-i urmeze. Și primul pas este definirea crizei. Aici e foarte important să știm despre ce vorbim, pentru că, așa cum spunea un istoric cunoscut, francez, Pierre Chauny, a plecat de la cuvinte înseamnă a plecat de la esențial. Deci e important să, și cu asta aș vrea să și dau oarecum o definiție a crizei, ce înțeleg prin criză. Vă rog. O criză reprezintă o fază, o situație critică în dinamica unui sistem, situație în care tensiunile, disfuncționalitățile, contradicțiile se accentuează la maximum până acolo încât pun în pericol coerența sau funcționarea normală a acelui sistem și la limită chiar supraviețuirea lui. Acum, sigur, există foarte multe definiții ale crizei, nu avem timp și nu are sens să facem aici un inventar al acestor definiții. Eu mi-am construit, să zicem, această definiție și cu ea încerc să operez. Deci, pe scurt, este o situație critică, o fază critică, care pune în dificultate funcționarea normală a sistemului. Deci este o abatere, o deviere de la normalitate, de la dinamica normală a unui sistem, care poate fi sistem ideatic, spiritual, de foarte multe feluri, până la sistemul ecologic. Care sunt cauzele? Cauzele crizei? Da, cauzele acestor crize, că probabil fiecare criză are cauze diferite. Evident.
evident, sigur, dar pentru asta, pentru a răspunde la întrebarea asta, probabil că ar trebui să ne referim puțin sau să răspundem pe scurt la cea de-a doua întrebare, ce fel de criză? Pentru că identificarea cauzelor crizei atârnă de răspunsul la această întrebare, care este o întrebare foarte importantă, poate chiar mai importantă decât prima, pentru că într-un fel o implică pe prima, o presupune. Dacă ne întrebăm ce fel de criză, înseamnă că admitem a priori că lumea se află în criză, nu? Altfel n-ar avea rost să discutăm despre. Este o criză, o criză de proporții nemai întâlnite, o criză gigantescă, cum o numește un sociolog francez nonagenar, Edgar Morin, care și-a dedicat o bună parte din preocupările intelectuale analizei crizelor de diverse nuanțe și de diverse proveniențe. Deci, e apoi o criză globală, o criză care vizează planeta în ansamblul ei, cu toate continentele, toate regiunile, chiar dacă acestea sunt afectate în forme și grade diferite. Este o criză complexă, o criză multiplă, adică o criză cu multiple fețe. În acest sens, în capitolul 2 al cărții vorbesc despre câteva din crizele de referință, criza fundamentelor, de pildă, da? Toate fundamentele sunt în criză, de la fundamentele matematice până la fundamentele spirituale. Criza valorilor de referință, iarăși începând cu valorile spirituale și trecând prin ceea ce grecii numeau valori eterne, adevărul, dreptatea, binele, frumosul și așa mai departe, și până la valorile mai noi, responsabilitate, libertate, egalitate, fraternitate și așa mai departe. Este apoi o criză a sensului, o criză a vieții. Viața nu mai are valoarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, Dumnezeu care a creat viața. Până la urmă, viața este darul lui Dumnezeu, ori din păcate asistăm astăzi la ceea ce aș numi banalizarea morții. Deci viața nu se mai bucură de valoarea pe care i-a dat-o Creatorul Suprem, Cel care ne-a dat-o. Care criză a fost prima aici? Criza sensului? Oamenii au rămas fără sens în viață sau criza valorii? Viața nu mai are valoare? Nu, toate sunt. De fapt, vorbim despre o interferență a crizelor. Deci toate aceste crize, din rațiuni metodologice, dacă vreți, deci care țin strict de metodologia și de economia cercetării, eu le-am divizat pe aceste crize, să spunem, segmențiale, să le numim oarecum, dar în realitate toate acestea nu sunt decât aspecte sau fețe ale uneia și aceleași crize. Deci am spus că vorbim despre o criză totală, o criză care vizează absolut toate aspectele vieții. Și atunci toate aceste crize de fapt interferează, deci vorbim despre o interferență a crizelor, un aspect extrem de important care din păcate este adesea ignorat de oamenii politici, mai ales de oamenii politici, de factorii decidenți, care sunt adesea tentați să acorde exclusivitate fie crizei politice sau crizelor politice, sau crizelor politice, fie crizelor economice și mai puțin crizelor care de fapt determină într-un fel aceste crize, care reprezintă fundalul pe care aceste crize apar și se dezvoltă. Deci toate sunt importante, fundamentele sunt importante. Să ne amintim de pildă de secvența din Predica de pe Munte, în care Mântuitorul vorbește despre omul înțelept și omul lipsit de înțelepciune, deci cel care își construiește casa pe stâncă sau cel care își construiește casa pe nisip. Aici se vede foarte clar diferența între fundamente și lipsa fundamentelor. E clar. Apoi, sigur, vorbim de o criză a sensului într-o accepțiune foarte complexă. Deci criza sensului istoriei, de pildă, criza sensului existenței, criza sensului vieții și așa mai departe. Deci toate aceste crize la rândul lor sunt complexe, dar toate alcătuiesc în ultimă instanță
acest sindrom de criză generală, generalizată sau mai exact de criză totală. Acum, termenul de criză totală a fost folosit pentru prima dată, cel puțin așa l-am identificat eu, de un economist celebru german, Wilhelm Röpke, într-o carte care se numea Criza socială a timpului nostru. Apoi se regăsește de asemenea într-un text prin anii 60 al lui Bernard Zylstra. Zylstra a fost profesor la Institutul de Studii Creștine din Toronto. El vorbește despre criza totală și delimitează această criză totală de crizele segmențiale, de crizele particulare care au anticipat cumva această criză. Bun, mai departe, deci e vorba de criza marii culturi, de criza educației, criza familiei, criza economiei, criza politicii, criza mediului înconjurător și lista ar putea să continue indefinit. Acum, chestiunea este care dintre crizele care bântuie timpul nostru, lumea noastră, poate fi considerată veritabila criză, adevărata criză, criza preeminentă, criza cea mai relevantă, cea mai importantă. Înainte de a vorbi despre aceasta, a mai fost o criză totală în istorie și dacă da, care a fost? Nu. Cred că nu. Cred că pentru prima oară când putem vorbi, deci în lumea noastră, în timpul nostru, pentru prima oară când putem vorbi despre o criză totală, adică o criză care afectează absolut toate aspectele vieții, de la religie, la economie, de la drept, la politică și așa mai departe. Deci nu există mediu înconjurător, etc., etc. Nu există domeniu al vieții care să nu fie atins, care să nu fie afectat de criză. În acest sens, criza este totală. Dumneavoastră sunteți specialist în centrul acestei crize și asta este ideea cea mai importantă pe care aș vrea să o rețină ascultătorii noștri. În centrul acestei crize, ca nucleu al ei și ca esența ei, se află criza spiritual-morală. Și aceasta este criza de care, într-un fel, atârnă toate celelalte crize, care, într-un fel, le explică pe toate celelalte. Deci este esența crizei totale despre care vorbim în lumea noastră este criza spiritual-morală. Sunteți specialist în filozofie și etică politică. De obicei, toate marile schimbări de-a lungul istoriei au început de la o idee filozofică sau promovată de filozofi. Care credeți că este, folosiți în carte, de exemplu, metafora Titanicului pentru lumea modernă? Da. Sau vorbiți la criza fundamentală despre cristofobie. Spuneți-ne puțin aici despre metafora Titanicului și despre lumea cristofobă în care trăim. Da, acum, metafora Titanicului, n-am folosit eu pentru prima oară sintagma, metafora Titanicului, a folosit-o un autor canadian, André Jacquard, care vorbește despre icebergurile mult mai numeroase, zice el, care pândesc corabia numită Terra, care amenință lumea noastră. Titanicul este un fenomen extrem de complex și drama Titanicului a fost ulterior interpretată de diversi autori, deci nu numai de scriitori, de autorii de romane, ci și de specialiști în economie, de specialiști în area culturii și așa mai departe. Titanicul ne relevă drama, de fapt drama umanității, drama pe care o trăiește umanitatea, care se îndreaptă cu pași repezi într-o direcție periculoasă, într-o direcție pe care nu o sesizează exact, pe care nu o semnalează. Cineva, un autor, vorbea despre faptul că America merge cu toată viteza spre o țintă pe care, de fapt, nu o identifică, nu o cunoaște. Dar cred că aprecierea aceasta se potrivește foarte bine și lumii noastre. Lumea noastră, marcată de orgolii, de dorința de a construi lucruri incredibile. Probabil că mulți dintre cei care ne ascultă au văzut filme despre Titanic, sunt mai multe filme deosebit de reușite. Acolo unul dintre cei care reprezentau compania constructoare
răspunde la un moment dat, când este întrebat, este provocat, spune această navă, acest pachebot, nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. Ori peste mai puțin de 24 de ore, el se găsea rupt în două pe fundul Atlanticului de Nord. Deci acest orgoliu pe care l-au avut constructorii și cei care, mă rog, au condus, inclusiv capitanul care conducea pachebotul, acest orgoliu poate fi văzut foarte bine și în lumea noastră, în lumea în care trăim noi. Această dorință de a construi turnuri Babel, această dorință de a etala forțele este foarte vizibilă în lumea noastră. Și din punctul acesta de vedere, cred că metafora Titanicului se potrivește foarte bine lumii în care trăim. Și ca trăim, să pune... de fapt, pe o corabie, cu toții pe o corabie numită Terra, care, cum spuneam, se îndreaptă cu toată viteza spre o țintă pe care nu o identific exact, nu? Doar că merge cu toată viteza spre acel necunoscut. Așa cum, mă rog, Titanicul sigur avea o țintă, știa încotro trebuie să se îndrepte, dar a ignorat pericolele, așa cum face și umanitatea astăzi. Sunt foarte multe pericole. De pildă, André Jacquard, când vorbește despre aceste iceberguri, pomenește unul din iceberguri, este icebergul inegalităților, spune el. Deci trăim într-o lume extrem de polarizată, extrem de inegală, între oameni extrem de bogați și oameni extrem de săraci. Există aproape un miliard de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei astăzi, potrivit statisticilor Băncii Mondiale. Deci ori asta ar putea să fie o bombă, o amenințare, și reprezintă în mod real o amenințare la adresa omenirii, cu toate că omenirea ar fi putut să rezolve destul de simplu dacă ar fi alocat o parte dintre banii investiți pentru războaie inutile, cu siguranță că ar fi putut rezolva această problemă a sărăciei. Este doar unul dintre pericole. Deci, pericolul cristofobiei, cum credeți că afectează? Cristofobia este ilustrată în Biblie. Sunt mai multe pasaje în care ne amintim, de pildă, când Iisus, când pruncul este dus la templu pentru a împlini ceea ce spunea legea că trebuie să împlinească, un om al credinței din Ierusalim, Simeon, după ce îi binecuvintează pe părinții pământești ai lui Iisus, spune că acest nume va însemna o potignire. Iar Iisus, în mai multe rânduri, să ne amintim, când frații lui cer să plece la Ierusalim, le dă un răspuns care conține. Sunt multe pasaje în Biblie, nu vreau acum să... Cu siguranță că ascultătorii știu despre ce este vorba. Sunt multe pasaje în Biblie care vorbesc despre cristofobie fără să o numească în felul ăsta. Termenul a fost introdus de un profesor de la Universitatea de Stat din New York, profesor de drept european, care a predat și la celebrul Institut Universitar European din Florența. Se numește Joseph Weiler, este un evreu practicant, care a fost șocat de faptul că în Constituția Europei, în Tratatul pentru o Constituție a Europei și în Tratatul de la Lisabona s-a respins ideea de a include o referință explicită la creștinism în preambulul acestui tratat. Și de aici plecând, Weiler vorbește despre cristofobie, adică fobia de Iisus, teama de Iisus. Termenul a fost preluat apoi de un autor american, George Weigel, este cel care a scris o monografie celebră despre Papa Paul Ioan al II-lea. El preia acest termen și îl perpetuează, cumva îl duce mai departe. Dar cristofobia este un fenomen frecvent, un fenomen care se manifestă frecvent în Europa la toate nivelele, în mediul academic și nu numai în Europa, ci și în America, dar poate în Europa mai pregnant.
la nivel academic, în mediul cultural, în mediul politic, în mass media, cu accente foarte tari în mass media, se manifestă această cristofobie. Eu chiar am încercat odată, am scris mai multe pe tema asta, într-o carte pe care am publicat-o recent, care se numește Creștinism și politică. Vorbesc și despre, deci este o carte care a apărut la sfârșitul anului 2016 și în această carte vorbesc și despre fenomenul cristofobiei. Deci este această, sigur noi putem presupune de ce și Iisus însuși explică de ce Europa, de ce nu doar Europa, că nu vorbește în general despre cristofobie, de ce lumea se teme de Iisus, pentru că Iisus este lumina lumii, iar faptele oamenilor sunt rele. Deci la lumina lumii se văd toate faptele și toate mizeriile și toate păcatele umane. Și atunci sigur că există această teamă, există această cristofobie. Dar sigur fenomenul este mai complex și nu vom reuși să-l epuizăm. Este oricum un subcapitol din capitolul care se va numi adevărata criză, în care vorbesc despre, cum spunea, despre apostazie, despre declinul credințelor și practicilor religioase în țările Europei Occidentale, apoi este acest subcapitol 3 despre cristofobie, apoi proliferarea falselor credințe, un alt subcapitol, apoi progresul imoralității, adâncirea în imoralitate, vezi oamenii zilelor din urmă în 2 Timotei, capitolul 3, degradarea moralității, legalizarea păcatului, care iarăși este un aspect extrem de important, prostituția, căsătoriile între persoane de același sex și așa mai departe, avortul, etc. Și încheie această parte, care este partea cea mai importantă, după cum percep eu acum lucrurile, despre dictatura relativismului, o sintagmă care aparține cardinalului Joseph Ratzinger, viitorul și fostul papă Benedict al XVI-lea. Relativismul face ravagii astăzi pentru că afectează toate valorile, toate judecățile, toate reperele. Nu mai există nimic, nu mai există niciun absolut, nici spiritual, nici moral. Totul este la discreția celor care fac evaluările, a subiectului evaluator, ca să spunem așa. Despre aceste ultime părți din cartea dumneavoastră aș vrea să vă rog să discutăm în episodul următor al rubricii La Ordinea Zilei. Chiar îmi pare rău că n-am și este imposibil să epuizăm în câteva minute toate aceste subiecte, dar v-aș ruga să discutăm în episodul următor dacă sunteți disponibil. Sigur că da, putem discuta. De fapt, asta aici este esența problemei și acesta este punctul pe care trebuie să punem accent, pentru că asta este, cum spuneam, este nucleul, este esența crizei. Așadar, stimați ascultători, în episodul următor vom finaliza această discuție despre criza timpului nostru, despre lumea în care trăim, împreună cu invitatul nostru prin telefon, profesor dr. Vasile Boari de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specialist în filozofie și etică politică. Deocamdată aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!